Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia fecioară, astăzi vom face fecioară pentru săptămâna 30 octombrie 5 noiembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem, draga mea fecioară. Ce ți aduce săptămâna 30 octombrie, 5 noiembrie, fecioară? Wow, 10 de spade și asul de cupe. S-a încheiat, dragilor, cu autosabotajul, cu durerea. 8 de cupe și 8 de bâte. 8, 2 de 8. Asul de spade și patrul de spade, iar la capătul setului de cărți, pajul de monede. Draga mea fecioară, aici ai trăit o mare durere. Prima carte este 10 de spade, ultima carte este 4 de spade. Aici ai trăit o durere mare care s-a încheiat, pentru că decizi să lași în urmă tot ce ți-a adus suferință, toate lucrurile din copilărie pe care le-ai iubit, dar care nu ți-au adus lucruri benefice, suferințe, iubiri din trecut. Aici lași în urmă. Aici ai fost trădat de un partener. Ai fost trădat de persoana pe care ai iubit-o tu foarte mult. Poate a plecat fără să-ți spună nimic. Poate a plecat pe drumul ei. Ai rămas tristă, dar ai plecat mai departe, tristă sau trist. Aici, dragilor, plecați 8 de cupe, pleacă. Pleacă spre o viață mai bună, pentru că de atâta suferință s-a săturat această femeie. Sau bărbat, după caz, unde vă regăsiți. Vine un adevăr, aici aflați în această săptămână o trădare și de o trădare și plecați mai departe și plecați spre o reinventare a voastră rapidă. Aici vă vindecați repede, orice ați fi trăit, vine o vindecare. Stați aici în pat, vă gândiți, meditați, e greu, nu a fost ușor, v-ați simțit constrânși, limitați. Dar s-a terminat. Aici este asul de cupe. Începe o reinventare a voastră, sufletul se reechilibrează, vine abundența, vine iubirea în viața voastră. Este un început în iubire, asul de cupe, și vine repede cu 8 de bâte, fix la țintă. Inima voastră rănită s-a vindecat și acum este gata să iubească din nou. Și vine rapid în această săptămână o nouă iubire. Se deblochează toate planurile. Copilul acesta este flămând, se simte singur, dar totuși are ce mânca. Are în mână o pâine. Nu pleacă flămând acasă. Este deblocarea voastră aici. Vă întoarceți către copilul interior și vă gândiți la ce meritați voi, la cine sunteți voi, dacă meritați să stați în aceste 10 săbii, dacă ați meritat această trădare. Și aici vă veți răspunde și veți folosi înțelepciunea și durerea pe care ați trăit-o în favoarea voastră și veți munci mult la vindecarea voastră. Veți face toți pașii necesari. Se deblochează aici. Aici se rupe o tristețe mare. Vă detașați de ea. O lăsați să aparțină trecutului ca să puteți accesa iubirea adevărată. Și iubirea adevărată vine, dragilor, doar că vine cu mulți bucium. Vine după această ruptură
Trebuie să vă detașați total de fosta persoană care, sau situația grea pe care voi ați avut-o aici. Turnul curăță, vine și curăță orice plan va îngreuna de la parcursul vostru spre această iubire frumoasă. Poate să vină către voi o persoană în zodia Pești. Este momentul divin, dragilor. Marea preoteasă a așteptat momentul divin. A trebuit să învățați toate lecțiile ca să puteți accesa o iubire divină care începe acum cu asul de cupe, cu marea preoteasă și cu nebunul. Nebunul pleacă la drum fără niciun fel de bagaj din trecut. Aici săbiile, lacrimile, frica nu-și mai au rostul, pentru că nebunul are încredere totală că orice plan îi va reuși. Oriunde se îndreaptă, va fi bine. Orice își pune în cap, reușește, pentru că are încredere în propria persoană. Și vine către voi o persoană bună, benefică, multă pasiune vine către voi. 9 de cupe. Aici este o femeie însărcinată, este înconjurată de prieteni, toată lumea o aplaudă, afară se văd artificii, este o minunăție ce vine către voi, un vis pe care voi îl aveți poate din copilărie. Spre acest vis mergeți voi, acum vă îndreptați. Și asul de bâte, o pasiune mare, o frumusețe. 10 de monede. Vă îndreptați către o familie fericită. Aici este stabilitate, longevitate, sănătate, înțelegere. Foarte frumoasă citirea pentru voi. Treceți aici printr-o curățare a unui destin greu, încercat. O persoană în zodia Pești sau o persoană în zodie de apă. Poate fi și de aer, vine către voi. Haideți că o să mai vedem niște zodii, să vedem în ce energie vă găsește această săptămână. Dragile mele fecioare, scăpați definitiv de durere. Da, primiți ce meritați, se întoarce la voi, ce ați pierdut sufletul, îl puneți bucățică cu bucățică la loc și vă reinventați aici, aveți succes pe toate planurile, pentru că aveți credință și pentru că destinul își spune cuvântul. Acum este momentul, așa cum spune și Marea Preoteasă, este timpul divin pentru acest destin frumos, pentru această nouă iubire care se îndreaptă către voi. Aveți credință, dragilor, pentru că Universul vă trimite tot ce meritați. Vă trimite o frumusețe. Dacă ați pierdut ceva, vi se trimite înapoi înzecit. În această săptămână se deblochează orice plan. Vreau un sfat pentru voi, fecioară. Îmbrățișează puterea vieții, îmbrățișează-ți ciclurile vieții. Aici este cartea gemenilor, este tot lună plină. Rămâne în urmă ce v-a îndurerat și plecați către o minune. Mergeți cu valul, mergeți cu intuiția, mergeți cu sufletul deschis către o viață nouă, către comunicare benefică. Aici vă îndreptați către ceva frumos, către un vis. Este un sfat să lăsați în urmă trecutul și să îmbrățișați viața, prezentul, curgerea vieții. Iar aici detoxifiere. Aveți luna plină în Taur, 2 luni pline. Lăsați, dragilor, în urmă tristețea, pentru că voi vă îndreptați aici spre ceva foarte frumos în această săptămână. Aici aveți gemeni și Taur. Detoxifiere. Poate începeți o dietă nouă, poate renunțați la anumite lucruri care
nu vă aduceau beneficii, lăsați în urmă persoane toxice, lucruri, credințe, jurăminte, tot ce nu va aduce nimic bun și mergeți către o iubire pură, deplină. Aici ești inspirat să iei acțiune. Este o fecioară aici. Voi sunteți. Ești inspirat. Faci pași și faci pașii corecți către acest vis. Te îndrepți către o minune, către o iubire, către ceva frumos, către o noutate. Nebunul merge cu sufletul deschis către destinul său, către împlinire. Vă iubesc, dragile mele fecioare, vă doresc o săptămână de vis și o seară minunată. Vă îmbrățișez cu căldură, vă pup, pa, pa!